Accidentul s-a produs în comuna Bascov din județul Argeș. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii, echipajul de descarcerare și echipajul medical. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că un bărbat de 48 de ani din Turnu Măgurele, județul Teleorman, care conducea un autoturism pe DN7C din direcția Curtea de Argeș către Pitești, într-o curbă ușoară la stânga, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod, răsturnându-se. În urma accidentului, atât conducătorul auto, cât și pasagerul, un bărbat de 36 de ani din județul Alba, au fost răniți grav. Unul dintre ei a avut nevoie de ajutorul echipajului de descarcerare pentru a fi scos dintre fiarele contorsionate și transportat la spital. Ambele victime au fost predate echipajelor medicale. Ulterior îngrijirilor medicale, ambele au fost transportate la spital pentru investigații medicale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut.